cea mai bună verdeață de primăvară, în special acum după sărbători. Vă recomand acest suc. Dacă aveți posibilitatea să rupiți pătrunjelul din grădină, este încă și mai bine. Ajută la detoxifierea ficatului, are mai mult calciu decât citricile și fier, mai mult decât spanacul. Consumat regulat ajută la dilatarea vaselor sanguine, astfel ajută la inimă. Vitamina A din el ajută foarte bine la sănătatea ochilor. Pătrunjelul consumat cu regularitate ajută împotriva celulelor cancerigene, deci este bun împotriva cancerului. Curăță foarte bine sângele și se spune că oamenii care consumă permanent pătrunjel nu au pietre la rinichi. Cea mai simplă metodă de consum a pătrunjelului, faceți un smoothie în blender, puteți puneți pătrunjel, morcov, măr sau alte verdețuri. O mână de pătrunjel, un măr și un pahar de apă. Consumați măcar așa un suc pe zi, în special acum după mesele de sărbători. Eu când îl beau simt așa cum corpul meu se revigurează și se umple de energie. Să vă văd sănătoși!